În data de 18 decembrie 2003, în incinta aeroportului internațional Henri Coandă din Otopeni, a fost sfințită capela cu hramul Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul aviației române. Lăcașul de cult a fost amenajat pentru a răspunde nevoilor spirituale ale celor care lucrează în aeroport, dar și pentru călători. De atunci aici au slujit mai mulți preoți care s-au reunit astăzi în rugăciune pentru a mulțumi lui Dumnezeu pentru toate binefacerile primite în cei 20 de ani de la înființarea capelei. Preoții care au slujit la capela Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul din incinta aeroportului internațional Henri Coandă de-a lungul timpului au săvârșit astăzi Sfânta Liturghie. În continuare a fost oficiată o slujbă de Te Deum. Cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la înființarea capelei, clericii prezenți au primit din partea conducerii aeroportului diplome de onoare. Acum 20 de ani, prin efortul comun al Bisericii Ortodoxe Române și al aeroportului Henri Coandă, atunci o societate de sine stătătoare, am reușit să obținem cele necesare, inclusiv să găsim sponsori care să ajute la ridicarea acestei capele creștin-ortodoxe aici în terminalul de plecare al aeroportului. A fost o inițiativă care s-a bucurat de mare succes, pentru că de atunci vedem de multe ori că această capelă este plină, vedem de multe ori că pasagerii înainte să meargă la zbor intră în capelă să se închine, să se roage. Este un moment pe care nu am cum să nu-l observ de câte ori trec și eu pe aici, iar faptul că, de exemplu, în noaptea de înviere aici sunt sute de oameni care vin să ia lumină, cred că este relevant pentru cât de importantă este această capelă pentru comunitatea noastră a celor din aeroport, dar și a pasagerilor. De ce spun în primul rând a celor din aeroport? Pentru că mulți dintre colegii mei sunt în program de tură. Aeroportul, cum știți, lucrează 24 de ore pe zi și nu au timp de fiecare dată să ajungă la biserică, acolo unde sunt ei înoriași, așa că vin aici la capelă și sunt primiți cu bucurie de părinții care slujesc aici la această frumoasă capelă din Otopeni. Viața noastră este o trecere și de multe ori suntem pe drumuri. Iată că în această poartă către cer, către cerul fizic care este aeroportul, a rânduit Dumnezeu să fie și o poartă către Împărăția lui Dumnezeu și care să fie popas de odihnă pentru cei care vor să se roage pentru dânsii, pentru familiile pe care le lasă acasă, pentru cei la care trebuie să ajungă și pentru toți cei care îi poartă în suflet. Considerăm că această capelă este de foarte mult ajutor pentru toți cei care trec prin principala poartă de acces aerian a țării. Și prezența preotului de aici, după cum ne-au dat mărturie preoții care au slujit aici și au slujit împreună cu noi astăzi, dovedesc acest lucru. Faptul că de multe ori călătorii vin în biserică, se închină, se roagă fiecare pentru problemele lui, pentru grijile lui și acest loc sfințit care s-a instituit aici acum 20 de ani ne este pentru toți un bun prilej de a ne aduna și de a rememora din când în când această realizare a bisericii în aeroportul Henri Coandă. Aici preotul trebuie el să încerce să se muleze un pic după programul celor care lucrează aici în aeroport, în așa fel încât și ei să poată beneficia, să zic așa, de serviciile religioase. A fost pentru mine o provocare venirea mea aici, dar mi-am dat seama că de fapt este locul care mi se potrivește de minune. Și iată, au trecut 8 ani și câteva luni de atunci și dau slavă lui Dumnezeu, din mila lui Dumnezeu slujim aici cu bucurie. Doi părinți dintre cei care au slujit aici slujesc în diaspora și chiar am ținut să iau legătura cu părinții, mi-au răspuns și ne-au trimis și câteva cuvinte de suflet, așa plină de emoții și de bucurie. Și la sfârșitul slujbei chiar am dat citire acestor cuvinte pline de emoție și le mulțumesc părinților și celor care au venit și celor care n-au putut ajunge din binecuvântate pricini. În cadrul momentului aniversar, un grup de colindători, format din 30 de copii ai parohiei Buzoieni, din județul Călărași, au susținut un recital de colinde. La final, toți copiii prezenți au primit daruri din partea organizatorilor.